Sunt neclarități, critici, dar și obiecții în jurul procedurii de numire a noului procuror general. 20 de organizații ale societății civile trag un semnal de alarmă și cer retragerea proiectului de lege ce prevede că fotoliul de procuror general va fi ocupat de un candidat care va obține majoritatea voturilor membrilor CSP. Legea care a trezit nemulțumirile a fost votată de deputați în prima lectură la ultima ședință din 2023 a Parlamentului. Astăzi, Ministerul Justiției a venit cu câteva amendamente care, potrivit juriștilor, sunt minore și nu schimbă prea mult lucrurile. Proiectul de lege propus de către deputatul PAS prevede că noul procuror general să fie ales cu votul majorității membrilor prezenți la ședința CSP, adică nici nu tuturor membrilor CSP, ceea ce este destul de problematic, fiindcă ar putea duce la politizarea acestui proces. 2. Alegerea prin vot oferă o discreție mult mai mare, vă dați seama, decât evaluarea în baza unor criterii clar prestabilite și a unui punctaj acordat. Respectiv, proiectul de lege propus de către deputatul fracțiunii PAS, de fapt, stagnează și mai mult prezintă un regres decât un progres. Apelul public a fost semnat de 20 de organizații care solicită retragerea acestui proiect de lege de pe masa deputaților. Potrivit acestuia, noul procuror general ar urma să fie ales în baza votului majorității membrilor CSP. Proiectul a trecut de votul deputaților, iar Ministerul Justiției a venit cu o serie de obiecții minore la aproape 3 săptămâni de la votul în prima lectură. Totuși, noi am fost de acord că atunci când vor fi evaluați candidații procurorului la funcția de procuror general, să fie niște baremuri de evaluare, fie sub formă de da sau nu, fie sub formă de punctaj, urmând însă a fi validat prin votul de către majoritatea membrilor din Consiliul Superior al Procurorului. În prezent, procurorul general este desemnat în baza punctajului acordat de fiecare membru al Consiliului Superior al Procurorilor, după criteriile aprobate și cu argumentarea numărului de puncte oferit. Punctajul final obținut de candidat este media punctajului oferit de toți membrii. De altfel, ministrul Justiției Veronica Mihailov Moraru admite că și această modalitate poate lăsa loc de interpretare. Stabilirea unui punctaj, dacă să ne uităm în cadrul altor concursuri, nu tot timpul a fost stabilirea punctajului un rezultat eficient, fiindcă uneori s-au atestat situații când o persoană poate puncta negativ de la 1 la 10, să zicem cu 1, tocmai ca să defavorizeze un anumit candidat. Ministrul mai spune că la proiectul de lege pentru lectura a doua s-au inclus mai multe recomandări de la Comisia de la Veneția. Autorul proiectului este deputatul PAS, Igor Chiriac. Contactat de TVR Moldova pentru a comenta situația, el nu ne-a răspuns la telefon. Reamintim că la concursul pentru selectarea unui procuror general s-au înscris 6 candidați. Este vorba despre Ilie Rotaru, Igor Demciuciun, Sergei Perju, Octavian Iachimovski, Ion Munteanu și Andrei Coca. Fotoliul de procuror șef este vacant după ce Alexandru Stoianoglu a fost reținut și suspendat din funcție pe 5 octombrie 2021. După aproape 2 ani, președintele Maia Sandu a emis un decret prin care Stoianoglu a fost eliberat. Interimatul funcției este asigurat de procurorul Ion Munteanu.